Din de trei zile la Brașov are loc ineditul festival Tam Tam, în cadrul căruia își dau întâlnire muzica, teatrul, dansul, filmul și artele vizuale. Printre cei care fac mare tam-tam la închiderea festivalului se află și Bucharest Tango Trio cu Ioana Maria Lupașcu la pian. Bine te-am regăsit, Ioana! Eu mă bucur că te-am regăsit și știi, pentru mine este mare bucurie că pentru noi Bucharest Tango Trio este al treilea an consecutiv în care suntem invitați în ultima zi de închiderea festivalului tam-tam. Asta înseamnă că am făcut treburi bune de fiecare dată și, într-adevăr, publicul a fost foarte mulțumit și recitalul nostru a avut mare succes. Noi suntem piață la și tangouri și atunci cred că se potrivește foarte mult cu vara. Apoi formula noastră este inedită pentru că avem un acordeon, o vioară și un pian, adică Fernando Mihalache la acordeon și Bogdan Plati la vioară, iar eu la pian, bineînțeles. Și cred că este o formulă mai deosebită cumva cu această alăturare de acordeon și pian. Și trebuie să spun că se aude foarte bine și avem și foarte multe momente și de improvizație și de virtuozitate și, bineînțeles, de senzualitate, așa cum sunt tangourile lui Piazzolla și de dans. Este un spectacol care întotdeauna a fost binevenit și iată, suntem în al treilea an în care revenim la acest festival cu mare, mare, mare bucurie. Nu numai voi instrumentiști, ci și o pereche de dansatori, nu? Da, avem o pereche de dansatori. Este Lucian Stan, care este cel mai bun dansator al nostru de tango, cu Doina Enache din Brașov, ea are o școală acolo de tango. Și întotdeauna ne-am potrivit foarte bine spre deliciul publicului, pentru că până la urmă pentru public facem totul. În piața Sfatului, din câte știu? În piața George Enescu de data asta. Anul trecut a fost în piața Sfatului, de fiecare dată suntem în alt loc și anul acesta vom fi în piața George Enescu, undeva seara după ora 8, între 8 și 10 seara. Acum depinde cum se vor desfășura celelalte evenimente, nu este o oră fixă, dar după ora 8 seara. Tot Piazzolla? Tot Piazzolla, doar Piazzolla, cu tangouri minunat binecunoscute ca Oblivion, bineînțeles Liber Tango, Soledad, Gianni Paul și Le Grand Tango, pe care îl cânt împreună cu Nando și el l-a transpus de la violoncel pentru acordeon și este ca un fel de concert solitate, trebuie să-l spun, acest Le Grand Tango cântat în acest fel. Spuneam că acest trio este inedit, este de fapt un ansamblu cameral. Este un ansamblu cameral și... Și care activează împreună... mai mult în timpul verii, nu? Mai mult în timpul verii pentru că se potrivește foarte mult cu Piazzolla, dar am avut concerte și în timpul anului. Fiind trei și toți trei având activitate destul de bogată, să știi că refuzăm destul de multe invitații pentru că nu reușim să găsim întotdeauna timp să fim toți trei liberi pentru acea zi în care suntem invitați. Atunci cântăm mai puțin decât am putea să facem. Muzica apropie și bucură și atunci cumva am îmbrățișat publicul prin aceste concerte și am primit foarte multă căldură înapoi.